Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Marina Nițoiu și vă aduc informațiile meteo. Cât de tare se răcește, vă spun imediat. Deocamdată începem cu Europa și apoi o să revin la țara noastră. Sunt anunțate ploi în partea sudică și central-sudestică a continentului, iar prin nord și în zonele de munte apare lapovița și să știți că nu este exclus să vină și câțiva fulgi de zăpadă. În restul continentului vedem și soarele din când în când, iar în zonele joase de relief va fi ceață. La noi urmează o noapte cu ploi prin sud-vestul țării, de asemenea prin centru, dar și prin est. Spre dimineață, la munte, la altitudini de peste 1400 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță, dar și în ninsoare. Vântul va avea unele intensificări în sud-estul teritoriului, iar temperaturile minime se vor încadra între 1 și 11 grade. Mâine se răcește destul de tare, iar vremea va fi mohorâtă, mai ales în jumătatea sudică a țării, pe unde va ploua pe arii extinse. În restul zonelor, cerul se înseninează și numai izolat mai vin așa 2-3 stropi de ploaie. La munte, la altitudini mari, va ninge, iar în masivele sudice și în Carpații Orientali, local se va depune strat de zăpadă. Vântul o să fie tare neplăcut mâine, prinde putere pe crestele Carpaților Meridionali, dar și prin estul și prin sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 13 grade. Și în București se răcește. Nebulozitatea va fi persistentă mâine și din când în când va ploua. Vântul o să fie activ, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade. Miercuri, norii se mai risipesc, dar se anunță o altă zi rece pentru această dată. Maxima nu va trece de 8-9 grade. Joi ne vom bucura de cer senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de minus 1 grad, cel mult, iată, 2 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. La munte, vremea va continua să se răcească. Pe timpul zilei, nebulozitatea va fi persistentă și sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, iar la altitudini de peste 1400 de metri o să ningă. În masivele sudice, vântul se intensifică atingând viteze de peste 70 de km pe oră. Să vedem acum ce ne rezervă vremea poimâine, dar și răspoimâine. Miercuri. Vom avea o altă zi rece, cu maxime cuprinse între 5 și 13 grade. Doar în zonele de munte cerul se anunță senin. În rest, vor mai fi unele înnorări, iar în nordul Olteniei, al Munteniei, dar și prin sudul Banatului, e posibil să plouă slab. Și joi vremea se va menține rece, mai ales dimineața și noaptea. Vântul va fi și el destul de neplăcut, cu unele intensificări prin sudul Banatului, în Moldova, dar și prin zona Carpaților Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 14 grade, iar cele minime între minus 7 și 3 grade, mai scăzute vor fi totuși în estul Transilvaniei spre minus 10 grade. Cam atât despre vreme, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. Vă invit să rămâneți pe Prima TV, urmează Flash Monden. La revedere!